pentru Valeria Hofner, mătușa mea, in memoriam, apusul și răsăritul vieții. Deși în prag de 90 de ani, apusul, tot apus rămâne, căci nopțile vor fi stăpâne peste înflorirea de castani. Trecutau mult de anotimpuri, culori de flori, albe ninsori. Din toate, m-am trezit în zori nădăjduind la alte timpuri. De acum, nu va mai înflori liliacul cu steluțe violete și iarna nu o purta în plete colinda ce va străluci. Nici rodul vie cu miresme balsamul nu-mi va dărui, căci amintire eu voi fi într-un mormânt purtând aghiasme. Dar veșnicul meu anotimp, eternul care mă presoară, nu în mormânt el mă coboară, ci în rugăciune, peste timp. Urcare către Dumnezeu, cerească Duhului rugare, eu nu voi fi doar o plecare, ci pomenire tot mereu. Atunci va fi un răsărit al vieții mele următoare, fără niciun apus de soare, pe un tărâm nemărginit. Bravo! Extraordinar, foarte frumos! Da, felicitări!